Sorina Târcă a devenit doamna grozav în acest an. După un sezon excelent alături de colegele de la Rapid, handbalista s-a căsătorit cu fotbalistul Petrolului Cicu Grozav. Am avut emoții, dar totul a ieșit bine, ne-am distrat, a fost un moment foarte special pentru amândoi. Handbalista a ales Italia pentru luna de miere. Mi se pare țara cea mai frumoasă, după părerea mea. Oamenii sunt foarte primitori, mâncarea foarte bună, căldură tot timpul, mare, este tot ce trebuie. Sorina și Gicu Grozav se antrenează deja pentru rolul de părinți. Ai acasă doi câini? Da, iubim foarte mult. Ei sunt ca și copiii noștri și, nu știu, viața alături de câini e altfel. Gicu Grozav este un cinere model. A îndeplinit toate cerințele exigente ale Marianei Târcă. Mamei de la început i-a plăcut foarte mult de el și, nu știu, a fost așa o conexiune între ei și mă bucur foarte mult că se înțeleg foarte bine. Sorina este mândră că îi poate călca pe urme mamei sale. Nu a fost însă deloc departe să aleagă o altă carieră. Îmi plăcea și tenisul să-l joc, mai ales pentru că în handbal, știți cum e, gura lumii era și tot timpul se leagă de ce a făcut mama. Și dacă jucam tenis, cred că era mult mai simplu pentru mine. Mariana Târcă a învățat-o tot ce știe pe fica sa. Sorina a devenit una dintre cele mai importante handbaliste din România. Singurul model a fost mama mea. Cred că tot ce conține jocul meu e moștenit de la ea și mă bucură foarte mult că pot să readuc ceea ce făcea ea pe teren.